Nu puține au fost cazurile când tineri teribiliști se aruncau în fântâna de pe pietonală pentru o repriză de răcoreală sau făceau acte de vandalism. Fântâna de pe pietonală are în proiectul tehnic bifate instrucțiuni de utilizare și întreținere care trebuie atent urmărite de cei care gestionează buna funcționarea obiectivului de pe strada Corneliu Coposu. De această dată, instalația s-a înfundat din cauza unor mizerii aruncate de trecători ori copii. Cei care s-au ocupat de curățarea fântânii au găsit acolo pietricele, pungi de plastic, pene și mucuri de țigară. Tot din cauza unor astfel de probleme, un alt compartiment al instalației are o presiune mai scăzută.